Bine, prin ședința extraordinară din 3 iulie 2012, ședință ce a fost convocată prin dispoziția domnului primar numărul 7262 din 29 iunie, vă informez că în sală sunt prezenți 19 consilieri locali, fiind îndeplinită funcția prevăzută de articolul 40 aliniatul 1 din legea administrației publice locale. Vă informez că în sală, din partea instituției prefectului, se află domnul Cătălin Drăgulescu, șef serviciu în cadrul acestei instituții. Și, având în vedere că este respectată condiția prevăzută de articolul 40, declar ședința deschisă, apreciez ședința ca fiind statutară. Aș vrea să modific câteva lucruri la această dispoziție din convocarea Consiliului Local. Și anume, își doresc să introduc pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului primarilor municipiului Focșani. În aceste condiții aș ruga să modificăm un pic și ordinea proiectelor. Practic, punctul numărul 2 ar trebui să devină numărul 1, organizarea comisiilor de specialitate. Punctul 2 ar fi alegerea viceprimarilor. Punctul 3, validarea mandatelor pe consilier. Iar după aceea, până la sfârșit, punctul 3 va deveni punctul 4, 4 va deveni punctul 5, în așa fel încât ultimul proiect 19 să devină 20. Vreau să supuneți la vot dacă sunt de acord cu acest lucru. Da. Vă rog să vă supun la vot propunerea de modificare a ordinii de zi, așa cum le-a prezentat primarul municipiului Focșani. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abținere, împotrivă. Unanimitate. Deci, ordinea de zi este votată și trecem la primul punct, și anume acela al organizării comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și desemnarea membrilor acestora. Pentru Comisia pentru Buget, Finanțe, Investiții, Libere, Inițiativă Economică și Servicii Publice, următoarele propuneri. Domnul consilier Oloiuriu Liviu, subsemnatul, Rapid Cătălin, Matișan Bogdan, Necula Ionel Gabriel, Trofim Tudorel. Nu știu dacă secretariatul a avut timp să le noteze. Pentru Comisia de Amenajare Teritoriului și Urbanism, grupul USR propune cu următorii. Oloiuriu Liviu, Rapid Cătălin, Balabanu Minița, Matișan Bogdan, Porfocea Dragoș, Trofim Tudorel. Vă rog la secretaria dacă e prea repede să repet sau să spuneți. Comisia pentru Agricultură, Protecția Mediului și Ecologie. Domnul consilier Radu Nițu, domnul consilier Codinanu Gabriel, Alexandrescu Dorian, Necula Gabriel și de la Colegiul și de la USL. Nu, mai ești, nu avem decât pe cei patru pe care am nominalizat. Deci, Radu Nițu, Pădineanu, Alexandrescu și Necula. În Comisia pentru Cultură, Sănătate, Învățământ, Sport și Tineret, avem următoarele propuneri. Mersoi Ionuț, Balabanu Minița, Pătrașcu Ienache, Pădineanu Gabriel și Porfocea Dragoș. Pentru Comisia pentru Drepturile Omului, Culte, Relații cu Cetățenii, Muncă și Protecție Socială, avem următoarele propuneri. Domnul consilier Radu Nițu, Mersoi Ionuț, doamna Balabanu Minița și domnul Alexandrescu Dorian. În cadrul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Anticorupție și Integrare Europeană, grupul USL propune următorii domn consilieri. Oloiuriu Liviu, Radu Cătălin, Radu Nițu, Pătrașcu Ienache, Trofim Tudorel și Popocea Dragoș. Vă mulțumesc. Da, eu repede ședinței Consiliului Local, prin, în primul rând, prin a vă anunța noi președinți și secretari ai Comisiilor de Specialitate, vreau să rog pe domnul secretar să dea citire consilierilor aleși în aceste funcții. Votul deschis în cadrul comisiilor,
și secretariatul comisiilor este următorul. Comisia de buget, președinte domnul Oleiu, secretar domnul Trote. Comisia de urbanism, domnul Vrabie, președinte domnul Corvocea, secretar. Agricultură, președinte domnul consilier Necula, secretar domnul Ilie. La Comisia de Cultură, domnul Băcu, președinte, ajutat de către domnul Corvocea, secretar. Comisia pentru drepturile omului, domnul Radu Mițu, președinte, și domnul Mersoiu, secretar. Administrație publică, domnul consilier Trofim, președinte, și domnul Pătrașcu Ionache, secretar.